La pasajul Solventul lucrările continuă. Aseară am trecut la a doua etapă de turnare a betonului pentru tunelul de la pasajul Solventul. E o operațiune care va dura până la sfârșitul lui octombrie. Iar apoi începem subtraversarea liniilor de tren de la Strada Gării înspre Calea Bogdăneștilor, a transmis primarul Dominic Fritz. De asemenea, noua legătură va fi accesibilă pentru toată lumea. Prin pasaj se va construi o linie de tramvai cu 4 benzi de circulație, piste de bicicletă și trotuare. Pasajul Solventul este un proiect așteptat de decenii de timișoreni, iar în scurt timp acesta va deveni realitate.